Bună ziua! Ți-am mobil, dar pentru ce-i filtru aici? Carantină în Ciorogârla? Da. Da? Știți că niște colegi de-a dumneavoastră staționează periculos și ilegal aici la intrare pe autostradă? Puteți să-i sesizați, vă rog? Așteptat. Eventual să-i amendați dacă se constată ilegalitatea. Două mașini stau în curbă când intri pe autostradă, iată, la 100 de metri de dumneavoastră. Și mai rău, peste drum, într-o întreprindere ardeau cauciucuri mai devreme. N-ați văzut stâlp de fum negru? N-ați observat. Așteptați că imediat o să vină colegul. Să vorbesc cu colegul, ok. Da. Deci el e șeful echipajului? Sunt de la rutieră. Da, dumneata? A, dumneata ești de la rutieră? Băiță. A, da, dumneata? A, e jandarmul care îl însoțești pentru ordinea publică, am înțeles. Mă gândeam să chem pompierii, dar am văzut că au stins. Da, acum mai târziu, despre fumul acela, dar despre polițiști care staționează pe carosabil sau pe acostament tot periculos în curbă, ar trebui să se ocupe ei. Bună ziua! Sunteți la poliția rutieră? Vreau să vă sesizez, două echipaje de poliție staționează ilegal la intrare pe autostradă. Acele echipaje sunt de la Brigada Autostrăzii, A3. Și aici chiar când intri pe autostradă, la 150 de metri de dumneavoastră. Și pare periculos și ilegal, nu au girofarul pornit, deci nu sunt misiuni. Mă gândesc că ar trebui pedepsiți dacă se constată ilegalitatea. Cum vă numiți? Brega, Oleg Brega. Nu am. Nu am. Nu vreau să ne dați. Nu l-am. Pe raza localității Ciorogârla. Am venit să vă sesizez pe dumneavoastră. Nu e ca așa face cu toți polițiștii din serviciu. Nu am de ce să țin lumele aprinse pentru că nu sunt pe partea carosabilă, să știți. Colegii dumneavoastră stau pe acostament pe autostradă. Două mașini de poliție. Noi facem parte din cadrul serviciului rutier Ilfov, IPJ Ilfov, dăm și fac parte din... De la poliția autostrăzi, serviciu autostrada staționează sau nu ilegal? Veniți vă rog să vedeți. Domnule. Veniți vă rog să vedeți. Nu vreau, nu am voie să mă deplasez acolo pentru că nu sesizați o faptă penală sau nu, e contravențională, e ilegală. Nu iau eu, nu dau eu sancțiune. Nu vreți nici măcar să vedeți? Nu vreți nici măcar să vedeți? Nu am de ce să văd. Am înțeles. Mergeți la organele care au competență pe autostrada 1. Noi nu avem competență pe autostrada 1. Ia-i datele domnului și să ne spună imediat pentru care se deplasează pe raza Ciorogârla. Am venit până la dumneavoastră, la poliție. Da, o declarație că vă deplasați pe o zonă carantinată, vă rog. Care e motivul pentru care vă deplasați până... Am venit să sesizez poliția. Vă trebuie o declarație. Despre o ilegalitate. Aș citi declarația, aș citi legea 50. N-am citit. Ok. Am venit să sesizez poliția despre o faptă pe care o consider ilegală. Unde domnul ciliați dumneavoastră? În București. Și cu ce motiv ați venit în Ciorogârla? Pentru... Am venit la dumneavoastră să vă sesizez. Am venit la dumneavoastră să vă sesizez. Deocamdată dumneavoastră sunteți într-o zonă carantinată și trebuia să știți acest lucru. Și ați comis o contravenție de a pătrunde pe o zonă carantinată. Trebuie să mă informați despre asta. Eu de unde să știu? Informați-vă din media, din mass media. Domn polițist, veniți să vedeți sau nu? Nu sunt obligat să aduc la cunoștință tuturor care tranzitează o zonă. Deocamdată dumneavoastră sunteți contravenient, domnul Olu. Ok, notați acolo. O să vă ia colegul meu datele. Deci eu vă sesizez o ilegalitate și dumneavoastră ca să mă intimidați? Nu, îmi faceți proces verbal. Suntem organe de control. Ușurel, ușurel. Ca să vorbiți dumneavoastră o contravenție, intrăm pe în raza localității Ciorogârla, care e o rază, o localitate carantinată. Am înțeles. Da? Dar unde scrie chestia asta că e carantinată? Aici? A fost anunțat și în mass media. Am înțeles. Eu sunt obligat să urmăresc mass media. Da, sunteți obligat. Okay. Că atunci când vă deplasați în România și când vă faceți traseul, să vă interesați dacă traseul acela are restricții sau nu. Am înțeles. Dar acum sunt în stradă, am văzut o ilegalitate a poliției și am venit să o sesizez. Am văzut o ilegalitate a poliției și am venit să o sesizez tot la poliție. Mergeți la organele, nu am... Noastră nu sunteți angajat mai? Ba da. Păi? Nu am competență teritorială pe autostrada 1. Ei sunt fix la intrare, ceea sunt chiar aici. Ce dumneavoastră să reclamați, nu trebuie să reclamați la noi. Da, unde? Fiecare
inspectorat sau... Dar dumneavoastră puteți să veniți să vedeți acum... Serviciu are control intern, mă lăsați să vorbesc? Nu vreți să veniți să constatați? Pentru că după aceea, când o să vină poliția, nu o să găsească pe nimeni controlul intern. Acum dumneavoastră ați putea să veniți să constatați, nu? Nu am ce să constat, pentru că filmați și aveți probe pe filmare. Am înțeles. Dar merg cu filmarea la poliție. Mergeți, vă rugăm. Bine, la revedere. Așteptați să-mi dați document, să-mi dați datele pentru a... Nu am document. Va stabili identitatea. Agent Vasile, sunt serviciul rutier info. Din cadrul IPSI. Aveți și o legitimație sau un ecus? Nu sunt obligat să vă arăt legitimația. Nici insignă, nimic? Nici insignă, nimic? Insignă o am pe geaca cealaltă. Am înțeles. Mă mir că nu ați lăsat și masca acasă. Odată ce port un... Odată ce port un... responsabil, nu veneați aici, domnul Oleg, ca să vă dați dumneavoastră în spectacol. Da? Eu am venit să vă sesizez despre o ilegalitate. Am venit să vă sesizez despre o ilegalitate. Național pentru așa ceva. Ce este? Nimic. Exact ce... De ce mă legitimați? Ca să știu și eu cu cine stau de vorbă, m-am prezentat. Asta nu e un temei ilegal. Trebuie să fie un temei ilegal. Dacă voi astăzi sunteți urmărit, lasă-mă puțin. N-ar trebui să mă tratați cu prezumție nevinovăție. Da. V-am spus că dumneavoastră sunteți într-o zonă carantinată, pe raza Ciorogârla. Aveți declarație pe loc de răspundere cu motiv justificat pentru care vă deplasați în această zonă? Nu, pentru că eu am venit la dumneavoastră, la echipajul de poliție. Suntem la 5 metri de la semnul care indică Ciorogârla și unde nu scrie nimic că ar fi carantină. Deci am ajuns fix la filtru, n-am trecut de filtru. Conform legii 55/2020, că nu mi-ați înmânat și nu mi-ați arătat o declarație pe propria răspundere cu motivul dumneavoastră de a intra în Ciorogârla sau... Dar n-am intrat, am ajuns la dumneavoastră și m-am oprit la dumneavoastră. Zona teritorială este foarte mare, să știți. Am înțeles. Acolo aveți indicatorul unde începe comuna cu restricția de viteză. Eu n-am intrat în Ciorogârla, m-am oprit la dumneavoastră. Eu cred că comiteți un abuz. Și o să scriu o plângere la parchet pentru abuz. Mă amendați acum? Mă amendați acum? Vă rog frumos, rămâneți. Deci mă amendează acum sau să plec? Rămâneți deocamdată pe loc. Rămâneți, așteptați. Deci mă privați de libertate. Da? Mă privați de libertate, da? Vă rog frumos, rămâneți acolo. Deci mă privați de libertate. MAI 475. Nu și-a discutat cu colegii, dacă ați fost acolo și-a discutat cu echipa. Dar n-am discutat, că-s pe autostradă, n-am intrat pe autostradă. I-am filmat de aici, de pe trotuar. I-ați filmat? I-am filmat de pe trotuar. Și ce vă spun? N-ați stat de vorbă cu ei? Păi să mă bag pe autostradă, spățesc așa ca aici, ăia m-ar fi amendat că am intrat ilegal pe autostradă. Ăștia mă amendează că am intrat în Ciorogârla, dar Ciorogârla e acolo. Da? Vă dați seama? Ciorogârla e la 50 de metri și el vrea să mă amendeze ca intimidare, pentru că mă cunoaște. Ați auzit mai devreme? Mă cunoaște. El mă cunoaște și vrea să mă amendeze ca să se răzbune. Pentru că am filmat altă dată alți polițiști. Și acum e dosar penal, pe rol, la parchetul Bolintin Vale, pentru abuzul de acum un an al altor polițiști, colegi de-ai lui. Și el se răzbune acum. Deci pentru asta le-a dat uniformă și puterea de a amenda, ca să bage frica în oameni. Să-i comportament mafiot, mafie cu epoleți. Acela cu camionul de București l-a oprit pentru amendă. Probabil tot n-are declarație. Dar omul încă nici n-a intrat în Ciorogârla. Bine, el poate nici nu mai avea unde să se ducă. Camionul intra direct. Dar eu care-s pe jos, n-am intrat și nici n-aveam de gând să intru în Ciorogârla. Aveam de gând să-i sesizez pe ei și Ciorogârla scrie acolo mai departe. Începe abia de acolo. Deci eu nici n-am intrat în zona carantinată și deja voi fi amendat.
sunt de ferit. Da. Vă ascult. Nu sunt de acord. V-ați deplasat pe raza localității Ciorogâla, venind spre A1 către punctul filtru al poliției române instalat la Scania Trax, fără a avea o declarație pe propria răspundere completată în prealabil cu motivul justificat de a intra în zona carantinată sau a deveni de angajator. Nu am intrat în zona carantinată. Da? Consider că sunt intimidat și poliția comite un abuz. Semnați? Da. Semnătura aici, vă rog. Pot să bag mâna așa? Semnați acolo. Și o semnătură la mențiunea dumneavoastră, vă rog. Dacă sunteți nemulțumit de măsura luată, în 15 zile contestați la judecătoria curând. Odată cu plângerea la parchet. Vedeți unde scrie că începe Ciorogârla? Acolo e delimitarea de localitate privind regimul rutier. Așa, dar eu care sunt pe jos. Aria teritorială. Poftim? Dar eu care sunt pe jos. Vă deplasați pe aria teritorială a Ciorogârlei. Nu am eu nicio vină că e pus indicatorul acolo pentru că din cauza administrației publice locale, că îi delimitează teritoriul. Am înțeles. Deci, teritoriul localității privind. Deci aici, aici deja e carantina. Vă lăsați să vorbesc. Nu trebuia să mă avertizați, să-mi spuneți că aici e carantină și că n-am voie să intru. Spune regimul de viteză 50. Am înțeles. Aria teritorială e mult mai mare. Și refuzați să veniți să vedeți ilegalitatea comisă de colegi cu epoleți. Sunteți incompetenți. Am înțeles, n-aveți competență. O să menționez și asta în plângere. Da. Că nu vreți să vă faceți munca. O zi bună și rușine. Mafie cu epoleți. Cum să mai aibă oamenii încredere în organe, în poliție, dacă ei se comportă în felul ăsta? Ignoră cu nesimțire legile despre circulație rutieră, drepturile omului, procedurile. Poftim și cetățeanul a oprit la fel ca poliția, în curbă, la ieșirea de pe autostradă, dacă nu cumva, chiar poliția și el l-a oprit acolo. Și foarte periculos, ilegal. Deci nu se văd numerele de aici. Dacă m-aș băga acolo, m-ar amenda și pentru asta. Cum am băgat pe autostradă. Deci ca să vezi cum acționează mafia. Mafia de stat, cu epoleți. Drepturile omului sunt o glumă în România. Și legea e scrisă pentru proști. Așa înțelegem din situația asta. Poliție raportată în față. Virează la dreapta. 49584-51805. Numerele mașinilor de poliție care staționează periculos. În rond, în curbă.